Salut la Tetele Jurnal. Nu-i așa că vă simțiți mai deștepți? Eu da. Am văzut la știri că guvernul a raportat cifre foarte mari de elevi care a luat bacalaureatul. Practic, de când a venit ăștia la guvernare, țara și implicit elevii s-a deșteptat peste noapte. Dar altă statistică care am văzut-o eu arată că anul ăsta s-a înscris cei mai puțini elevi la bacalaureat. Adică au abandonat bacalaureatul aproape jumătate din elevii de clasa a 12-a. Deci, cei mai mulți a absentat, iar dintre cei care au avut curaj și au dat examenul, a promovat 73%. Așa se înțelege exact de ce a crescut rata de promovare. Dar nu se spune corect la știri ca să înțeleagă populimea adevărul exact. Deci, creșterea promovabilității este o șmecherie de comunicare. O minciună frumoasă care oamenii să înțeleagă că sub această guvernare până și elevii e mai deștepți și trece bacul mai ușor. La fel e și cu salariile minime care crește, dar de fapt ele nu crește. Oamenii e mai deștepți, dar de fapt ei e mai proști. Autostrăzile se triplează, dar de fapt nu se construiește niciun kilometri. Banii de la UE sunt, dar nu vin. Și așa mai departe. Important e ce declară Dragnea la Unania TV și Atena 3, nu dezastru care este în realitate. Și românii idioți chiar crede asta pentru că îi spălați pe creier de ăștia în atâția și atâția ani de comunism. Care comuniștii? Adică tot ăștia de acum. A mistificat și prostificat tot. Istoria, economia, totul. Iar când se apropie scadența și nu mai are ce face, Silvius Dragnea iese și acoperă minciuna cu alte minciuni. Salariul minim de 2000 de lei, care ei l-a rostit în Parlament în programul de guvernare, este, conform la mustăciosul din turnul Măgurele, o greșeală rostogolită de presă. În curând o să aflăm că tot ce a promis ei în campanie a fost o invenție a presei. Presa e de vină! Guvernul a vrut să facă decât bine, doar că pe baza la acei oameni răi din presă, care a mințit frumos, ei a câștigat alegerile. Prosteală de asta n-am mai văzut din clasa a patra, de când am făcut schimb cu un vecin. Eu i-am dat bicicleta mea nouă de tot, el mi-a dat înghețata lui linsă jumate. Doamne, cât îi mai suporți pe politicieni ăștia să mintă în halul ăsta? Tetelu, întrebarea este cât îi mai suportați voi. Pe voi vă mint, nu pe mine. Eu îmi bag picioarele, doamne. Mai bine dădeam și eu bacalaureatul anul ăsta, că sigur îl luam. Și chiar dacă nu-l luam, îl rugam pe Silvius Dragnea să declare la televizor că l-am luat. Decât pe baza la vorbele lui, sigur mă angaja ăștia direct la NASA. Până data viitoare, înțelepciune, like-uri și prietenie la toată lumea și nu uita să dați tag la un prieten care a trecut prin asta.